Aparatul constă în acest braț unde se află tubul generator de raze X. Pacientul stă plasat pe această masă, întins în centrul mesei, poziționat corect, și dedesubt, vedeți, este un detector de raze X. Razele X sunt generate aici, străbat corpul pacientului și sunt captate apoi în detector. Procentul de radiație care străbate corpul organismului, deci care este captat prin intermediul pacientului, ne spune densitatea osoasă. Acest procent de radiație captat depinde, pe de o parte, de energia fascicului de fotoni ale razelor X, dar pe de altă parte și de densitatea fizică a țesutului și de grosimea țesutului străbătut. Această tehnică DEXA se numește absorpțiometrie duală cu raze X. Ce înseamnă duală? Folosește două energii diferite de raze X, pentru că ele sunt atenuate diferit în țesuturi și permite astfel aparatului să calculeze atenuările, două profile de atenuare diferite pentru țesutul osos și pentru țesutul moale și să poată distinge care este țesut osos și să ne poată spune cu precizie care este densitatea minerală osoasă. Investigația durează în jur de un minut, un minut și jumătate pentru fiecare segment, timp în care pacientul trebuie să stea nemișcat și să respire normal. Laserul de reper se așează astfel încât nivelul să fie la nivelul crestei iliace, intersecția celor două raze să fie la nivelul crestei iliace. Pacientul se așează pe masă, trebuie să stea în centrul mesei, cât mai drept, picioarele se ridică pe un suport ca să atenueze lordoza lombară. În timpul investigației, pacientul trebuie să stea nemișcat, relaxat, respiră normal. Înainte, pacientul trebuie să scoată piesele vestimentare care conțin obiecte metalice, adică fermoare, catarame, nasturi metalici, pentru că interferă cu achiziționarea imaginii. Aceasta este poziția pentru coloana lombară. În cazul șoldului, poziția este fără perna de susținere. În cazul antebrațului, se face pe scaun la marginea patului. Aici vedeți imaginea unei coloane lombare cu cele patru vertebre analizate de la L1 la L4. Aparatul măsoară densitatea minerală în coloana aceasta și o și compară cu o bază de date. Compară cu valorile medii ale femeii tinere, ne dă scorul T, compară cu femeia între 20 și 29 de ani, se exprimă ca deviație standard față de medie, adică 0 înseamnă că are o densitate echivalentă cu media din baza de date, cu plus înseamnă o densitate peste medie, cu minus o densitate sub medie. Și asta este comparație cu vârsta respectivă, da, în cazul femeii 43 de ani. Scorul T se considera a fi normal între valorile plus 1 și minus 1. Dacă scorul T este sub minus 1, se consideră masă osoasă scăzută. Până la valoarea de minus 2,5 se numește osteopenie. Sub valoarea de minus 2,5 sau egală cu minus 2,5 se pune diagnostic de osteoporoză. Acesta este un șold la care se observă o densitate minerală scăzută, un scor T de minus 2,1 la nivelul colului femoral pune diagnosticul de osteopenie. Nu s-a atins încă pragul de minus 2,5 pentru a putea diagnostica osteoporoză, dar precizez că se fac întotdeauna două segmente și cel mai scăzut dintre scoruri pune diagnosticul. E posibil să aibă la nivelul coloanei un scor mai scăzut.